Am apucat să venim un pic și la grădină. O să cercetez un pic pomii să văd cât de afectați sunt de afide. Acum o zi am rupt vârfurile care erau afectate. Am încercat un pic manual ca să nu îi las totuși atât de mult. Asta e un măr Red Love, e plin de merișoare. Este pe spalier. Ceea ce îl face bun pentru culturile bio, pentru că e ușor de întreținut. În curând o să trebuiască să îl să rărez fructele. Văd că nu mai sunt atât de tare afectați de la ultima intervenție a mea, dar totuși afidele sunt prezente. Asta e oricum destul de rezistent. Aici din cauza înghețului sunt florile. Acesta este plin de afide și îl vom stropi imediat cu produsul acela bio și în 4 zile vom vedea dacă e vreo diferență. Stai tot pe spalier, e altoit aici, undeva. Nici nu mai știu unde e. Aici. Și era favorita lui Clamp și aici am pus untoasă Hardy, parcă. Și trandafirii sunt afectați de afide. O să-i strobim și pe ei imediat. Din păcate sunt plin de afide. Aceștia sunt trandafirii tăiați în primăvară. După cum se vede, sunt plin de boboci. Imediat ne apucăm și de preparat. Prima oră o să dăm cu oleo organ, cel cu ulei de nim. Și după pe mure vom da cu fungres. Așa punem la 5 litri, o să punem 12 ml sau 15 de uleiul organ din asta. O din asta de măsură are 10 ml.
și noi punem una jumătate. De fapt am pus-o la plină, că e un pic mai mult de 5 litri. 3 sferturi, pe ăsta îl punem în apă. Ok, agităm bine și ne apucăm de treabă. Dintre toți, cel mai afectat este acesta. L-am altoit eu acum un an, primăvara trecută, în semicopulație perfecționată. Nu știu dacă se vede aici. Asta ar fi. Și e plin, pur și simplu, săracul. E într-un colț aici unde mai depozitez fiare și sârme. Pur și simplu este plin. Sunt și puieți. Sunt și mai mari și mai mici, e plin. Asta cred că e cel mai bun de testat. Să-i dăm bine, bine, în băie. Și în 5 zile vedem dacă acesta are vreo schimbare. Este pe corcoduș un prun Regina Maria. O să îl îmbăim bine, bine. Și pe trunchi. El săracul e sub niște corcoduși și e mai neîngrijit. Și cu asta termin și vă arăt și un pic grădina. Tot aici în colțul uitat de vreme și de lume, colțul unde mai depozitez eu și nu prea curăț. E un colțișor de 2 metri pătrați. Mai fac teste, că am mulți corcoduși aici. Am altoit sub scoarță și am uitat de el anul trecut. Cred că în primăvara asta. Nu, în primăvara asta sunt. Dacă nu mă înșel. Nu, de anul trecut, scuze. Și văd că i-a dat aici frumos. Doi lăstari. Am altoit cu doi lăstari eu și a dat mai mulți. Dar din păcate săracul, dacă nu-l vedeam acum, probabil că murea. Deși e probabil să moară. Dar ăsta e de testat. Îl îmbăiem bine. Și vedem. O să-i tai și uscăturile astea de aici și să-i desfac legătura. E un test, un prun renclod galben și se pare că am uitat de el și săracul a vrut să trăiască. A vrut să trăiască și mai am aici un jos încercare de a ieșuată. Dar asta, dacă a vrut să trăiască, încercăm să-l salvăm. O să testez mai ales pe ăștia doi. Se pare că soluția asta nu face rău deloc la gărgărițe. Am una aici, sper să nu-i facă nimic, totuși, cum scrie și pe prospect. Ideea e că gărgărițele trebuie să le protejați, pentru că se hrănește doar cu afide, ceea ce este extraordinar de bine. Este un control al afidelor foarte bun dacă aveți multe gărgărițe. Am un băiat, acum vom vedea ce va fi.